Bună seara, Doina! Bună seara, dragi telespectatori! În această seară sunt la Teatrul Național Eugen Ionescu, deoarece în aceste clipe are loc premiera filmelor documentare. Avem trei filme documentare realizate de trei tineri debutanți care au fost susținuți de Telefilm Chișinău și Consiliul Europei. Aceste filme au la bază subiecte legate de drepturile omului și vă îndemn să veniți aici dacă încă nu ați reușit. Mai multe detalii despre filmele care le putem viziona în această seară ne va spune vicepreședintele Telefilm Leonid Melnic. Bună seara, domnule. Bună seara. Așa cum ziceam, astăzi privim trei filme documentare. Exact. Acelor trei tineri debutanți și vreau să vorbim propriu-zis despre aceste filme. Cum a fost procesul de realizare, despre ce sunt cele trei filme? Putem să le dăm chiar citire, pentru că sunt trei diferite. Da, este vorba de primul film care probabil deja se proiectează, Trecutul care nu trece. Este un film realizat de Valeria Lozovanu. Toți trei sunt la primul film, deci toți sunt debutanți, n-am mai făcut niciun minut de film până acum. Așa. Au fost învățați cum se face un film documentar în cadrul unui atelier pe care îl avem deja de vreo 7 ani și îl desfășurăm împreună cu Consiliul Europei. Este un atelier unde Irina Langeman ne învață cum practici europene în realizarea filmelor despre drepturile omului și probleme sociale. Deci, cum vorbeam, primul film este Trecutul care nu trece, este despre un personaj care nu s-a născut în Siberia, dar de mic copil a plecat, a fost deportat cu familia în Siberia. Și este despre amintirile lui, cum își amintește el, fiind copil, acest exil, aceste deportări. Toate filmele, de fapt, sunt destul de dure, pentru că următorul film va fi despre un tânăr care a reușit să se debaraseze sau a câștigat în lupta cu drogurile. Filmul se cheamă Umbra trecutului și este realizat de Ștefan Arapu. Este și el la primul film, cum spuneam, toți trei sunt la primul film. Și este un film cumva motivațional, pentru că știm toți cât de greu este să te lași de droguri. Mă rog, da. Știm din auzite mulți, dar unii au trecut prin această patimă. Iată, eroul acestui film, deja mai mult de un an, învață pe alții cum să lupte cu drogurile, cu dependența de droguri. Și ultimul film este, de fapt, ceva inedit, pentru că eroina unui film documentar realizat în cadrul acestui documentar acum este realizatoare de film. Este vorba de Liliana Mary, care a realizat un film despre o femeie care a învins cancer. Deci sunt două filme motivaționale, dure și, din punctul meu de vedere, tinerii s-au descurcat de minune. Sigur că, fiind la primul film, ne-am implicat și noi cât am putut, dar i-am lăsat să facă ei cum văd ei, cum cred ei că e bine să facă. Uh-huh. Și din punctul meu de vedere au ieșit trei filme foarte bune. Cam în cât timp au realizat aceste filme? Deci filmele au fost realizate, atelierul a avut loc în noiembrie anul trecut, deci cam jumătate de an, pentru că ele sunt gata de cam de jumătate de an. Pur și simplu am așteptat deja lumea să vină din concedii ca să facem premiera. Cum credeți? Care va fi impactul asupra publicului? În primul rând, eu sunt uimit de câtă lume a venit astăzi la premieră, da, pentru că sala este arhiplină, nu știu dacă mai sunt locuri. Uh-huh. Și cred că va avea un impact, vor avea toate filmele un impact foarte bun, foarte, nu știu cum să zic, dur. Nu știu, impact dur, dar eu cred că filmele vor acționa asupra spectatorului, pentru că, cum vorbeam, sunt două filme motivaționale. Două filme în care doi oameni au fost eroi la propriu și la figurat, au învins ceea ce foarte puțin reușesc să învingă. Uh-huh. Și asta doar datorită caracterului lor, care sunt niște luptători. Dar tema deportărilor tot timpul a fost una dureroasă și a avut un impact asupra spectatorului foarte puternic. Și bănuiesc și acest film va face spectatorul să mediteze și să povestească și altora prin ce au trecut generațiile buneilor noștri și chiar la unii părinții. Eu sunt curioasă dacă totuși vorbim de cei trei regizori care nu au făcut până acum film, așa cum ați exact, spus. Da.
Care este reacția lor? Cum îi vedeți acum, după ce văd produsul realizat de ei? Mi se pare că e o mândrie. Sper și eu asta, ar trebui să discutați cu ei. În primul rând au fost trei caractere absolut diferite, trei caractere care pe locuri au trebuit convinși că e mai bine așa decât cum vreți voi, deși n-am insistat. Pe locuri am insistat pentru că era vorba și de calitatea tehnică. De multe ori au fost scenere filmate pentru că ei au fost și cameramani, au fost și regizori și de toate. Am îndeplinit mai multe funcții. Exact, exact. Și nu le-au făcut pe toate chiar cum ar fi trebuit să fie și de multe ori a trebuit să refilmeze o scenă sau să mai refilmeze un dialog. Dar așa se învață. Sigur că nu le-a plăcut de fiecare dată când îi trimiteam să mai refilmeze, dar s-au conformat pentru că ei au vrut să facă ceva și eu îi felicit pentru că au un rezultat foarte bun. Și pe viitor, ce vă mai propuneți? Continuați proiectul? Învățați alți tineri? Eu cred că da, pentru că Telefilm Chișinău tot timpul a susținut tinerii, a promovat tinerii și acum analizăm cum va fi următorul atelier, dar da, noi suntem pentru ca tinerii să se îmbolnăvească de această, nici nu știu cum să-i spun, pasiune, pentru că până la urmă asta nu este o profesie. A face film este o pasiune și dacă ești pasionat, faci, dacă nu ești pasionat, nu faci. Și nouă ne place să-i convingem că a face film este bine, este interesant. Și bănuim că acești tineri care astăzi au premiere vor continua și vor realiza și alte filme. Și sigur că Telefilm este deschis să-i susțină și în continuare. Deci, practic, tinerii care sunt amatori, cel puțin, sau vor să încerce să creeze exact. Un film, pot să facă. Pot să aplice. Spuneam că încă nu știm care va fi exact formatul următorului atelier. Știm exact că va fi, dar probabil că deja la anul. Să urmărească pagina de Facebook a Telefilmului și toate rețelele de socializare, pentru că noi facem anunțuri și pot aplica oricând văd anunțul nostru. Da, eu știu că este o echipă întreagă în spate. Sunt mulți care au contribuit și absolut. Au ajutat. Absolut. Filmul se face în echipă, nu se face de unul singur. Și noi am fost la rândul nostru învățați de cineva cărora le suntem recunoscători. Irene Langheman, care este trainerul principal. Un an ne-a învățat și pe noi, a învățat mai multe generații cum se face film. Astăzi a fost decorată cu Ordinul de Onoare a Republicii Moldova, așa că o felicit și pe ea cu acest ordin. Și nouă ne place că lucrul nostru este apreciat în primul rând de public care a venit un număr foarte mare astăzi la premiere. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru promovare. Eu îndemn pe tinerii care vor să se alăture proiectului. Și noi chemăm tinerii să urmărească pagina de Telefilm, pentru că acolo deseori avem anunțuri pentru aplicare la diferite ateliere și mulțumim colegilor de la Live Studio că practic mereu sunt alături de noi. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc.